pentru situația asta, că tu aveai legătură cu problema dinainte. Corect. Da? Deci, ca și cum ar fi punctul A, punctul B la problemă. Am învățat din ăla dinainte, 5 ori, 7, 4 ori, 6 ori. E clar că am mutat problema, că N plus 2 egal cu cel mai mic multiplu comun a numerelor tale. 5, 4 și 6. Deci, e vorba că N plus 2 egal cu? N plus 2 egal cu 60. 60. Adică de aici e? N egal cu 48. 58. Iată problemă foarte frumoasă, da. Posibil întâlnit la un test. Acolo unde profesorul vrea să facă distinții, să se separe, vine cu problema asta. Da. Dar cum am luat de 5, 4 și 6, dar exact. Nu te sperie, orice nume. Da. Orice alte nume. Important este ca restul să fie în față de împărțitor la aceeași distanță. Ca să tu să aduni aceeași lucru peste tot. Da. Ca să apară aici N plus 2. Sau nu plus 7, sau nu plus 100, cât vrei să aduni tu acolo, cât trebuie să faci și să completezi. Da? Deci așa trebuie să... Ține da. Da, păi asta facem, facem tot. 5. 5. Determinați numerele naturale x, pentru care... Determinați numerele x, naturale x, x naturale. Pentru care 2x plus 1... Așa, cât? 2x plus 1 bară, divizibil, nu? La 23. Așa, sau divide pe 23. Să se dividă, da? La 23. Divide pe 23. 2x plus 1 divide pe 23. Ei, cum se scrie asta? Cum se scrie asta? 23. Sub formă de mulțime, așa. Da. Determinați tot x și natural, așa încât 2x plus 1 divide. O să scriu A egal cu... A mare, mulțimea mare, egal cu toți acei x care aparțin lui N. Da. Cu proprietatea că 2x plus 1, în paranteză, divide pe 23. 2x plus 1 divide pe 23. Sau altfel asta. Asta vreau să mă refer altcumva. Proprietatea asta. 23 împărțit sau da, zizi. 23 divizat divizibil. 23 se împarte la 2x plus 1. Asta înseamnă așa că 23 supra 2x plus 1 să fie ce? Să fie. Să fie un număr par. Un număr natural. Adică să se împarte exact. Vezi? Da. Deci găsim ieșitul ăsta fie formulat așa cu cuvinte. Da. Fie să găsească mulțimea tuturor x-urilor naturale pentru care 2x plus 1 e divizor al 23 sau pentru care 23 pe 2x plus 1 să fie numai natural. Toate numerele să le găsim? Da. Da, determinați numerele x. Pentru care 2x. Păi, eu nu știu, m-ați gândit să scriu 23 egal cu 2x plus 1. Scad un 1 și vine 22. Stai să vedem. Când fracția asta devine număr natural? Când 23 se împarte la 2x plus 1. Bun. Adică ce este 2x plus 1 pentru 23? Este divizorul. Asta nu! Deci asta toată povestea este exact mai spune că 2x plus 1 aparține mulțimii divizorilor lui 23. Asta a spus autorul. Parcă ar spune 2x plus 1 aparține mulțimii divizorilor lui 23. Da. Și care sunt divizorilor lui 23? Da, dar aici ai plus 1. Nu mă interesează, nu trebuie să dai deodată răspuns. 23 sunt... 1 și 23. 1 și 23 și atât. Și atât. Număr prim. Deci e număr prim și atunci este format doar din 1 și 23. Adică vă spune, odată, 2x plus 1 egal cu... 2x plus 1 egal cu 1. 1. Și 2x plus 1 egal cu 23. Și 2x plus 1 egal cu 23. Hai să o rezolvăm. Sunt două cale. Deci. De la prima, da. Rezultă că x este egal cu 0. 2x egal cu 0. 2x egal cu 0. Atunci înseamnă că x egal cu 0 și îți place, da? E numai natural, așa trebuie să fie. Pe urmă. Deci rezultă că 2x egal cu 22. 2x egal cu 2. Și vine x egal cu 11. X egal cu 11. Care e mulțimea căutată de altfel? 0 și 11. Și întrebai dacă sunt toate. Uite cât de mult e. Da? Că toate? Da.
zero știu. Dar trebuie să interpretezi bine exercițiul, da? Corect, da. Acum eu îți mai dau eu unul. Deci găsească mulțimea de mare. Dragilor, totdeauna am să mai intervin pentru ca să lămurim foarte bine lucrurile. Deci B mare, ca cum spunea tuturor acelor de X naturali, cu proprietatea că 22 supra 7X minus 1 este număr natural. Nu așa de greu. Așa. Păi, eu v-am scris divizorul 22. Așa. Deci, e de parcă ai spune echivalent... Că 7x... Da, 7x minus 1... Minus 1 aparține divizorului 22. Nu 22. Și divizorului 22 sunt... 2, 11... 2, 11... 1, 22... 1 și 22... Așa. 7. Da? 2, 11, 1 și 22. Și începem. Începem. 7x minus 1. 7x minus 1 egal cu 1, 1. 7x minus 1 egal cu 2. 7x? Atât. 7x egal cu 2. A, nu, eu deja spuneam... Am înțeles, am înțeles. Tu le iei variante. Eu le iau în variante și pe alea. Corect. 7x minus 1 egal cu 2. 7x minus 1 egal cu 11. Da. 7x minus 1 egal cu 22. Corect, din prima. Nu știu, am înțeles că sunt înălțimea vidă. Probabil că... Dar nu cred. Să vedem. 7x egal cu 0. 7x egal cu... Egal cu 2. Așa, deci, atenție. Deci e greșit. Nu, nu se poate. Rezultă x egal cu, x egal 2, cu supra 7, 2 supra 7, ca să scriem. Și 2 pe 7 nu aparține numele naturale, deci nu o luăm. Apoi. 7x egal cu 3. Egal cu 3, adică x egal cu... Adică x ar egal cu 3 pe 7, da. Și nu aparține mulțimii numele naturale. Da. 7x egal cu 12, unde rezultă că x va fi scris ca 12 pe 7. Da. Și nu aparține numele naturale. 7x egal cu 23. Da. Și de unde rezultă că x egal cu 23 pe 7 și asta arată că nu aparține mulțimea. Deci nici asta nu, nici valoarea asta nu aparține. Mulțimea vidă. Deci B mare egal cu mulțimea vidă. Răspuns? B mare egal cu mulțimea vidă. Nu pot să mă abțin să vă povestesc ceva. Am sunat o mămică acum vreo săptămână, pe undeva pe Pitești, sau nu știu, până în sfârșit, și avea o fetiță în clasa 7. Și-o studăm profesor. Sunt înnebunită, toți părinții suntem supărați, nu știu ce, profesorul clasei respective își bate joc de copiii noștri. Poate, ți-a în clasa 7. Știți, la teză mi-a dat nota 3 și 50. A plecat de la 2 și doar un singur punct, 1,50 a dat. Vreți să vă trimit teza, să-i fac o fotocopie și să-mi trimite teza. Trimite-ți-o, da. Ca să dați cu părerea. Da, da, să dau cu părerea să văd dacă am, da, este adevărat sau profesorul e vinovat. În clasa 7. Și avea 14,58 înmulțit cu 100. Da. Și să își face mulțirea următoare. 14,58 înmulțit cu 100. Și zice, 0,8 egal cu 0, 0,5 egal cu 0, 0,4 egal cu 0, 0,1 face 0, 0,8 face 0, 0,8, 0 așa și 0. Și 1,8 face 8 și în sfârșit. Da. E în clasa 7-a când te-a pus să faci așa înmulțirea, că... păi le-ai spus totul, nu? Păi, dar nu cred ce profesorul le-a spus așa. Nici vorbă, dar copilul, el, copilul, păi, fiind atât de slab. Atunci s-a trezit în clasa 7-a, mămica? Nu, mămica. Dar profesorul acela, cum de-a ajuns cu copilul cel în clasa 7-a?
Adică un copil ajuns... sau, nu pot să cred. 1458. Da, da, bine, dar eu nu am știut să fac în clasă așa pe chestia. Nu m-ai spus să adune două fracții. Nici voi nu s-a adunat două fracții. Deci, atât de slab era copilul. Deci un pas dacă l-a sărit, ferică la revedere. Și profesorul i-a dat aici. El nu, i-a dat corect. I-a dat, s-a agățat și de asta. Și omul i-a spus, domnule, pentru asta îți dau. 0,5 puncte. Pentru asta? Da. A fost vorba să fac o împărțire de două numere. Cum cu Mario, eu spun, și am șanse să fac cu Mario, să spunem, 58 împărțiri la 2, eu cu Mario pot face, ea n-a putut să facă împărțirea asta. Deci, astea sunt lucrurile atât grave. Asta e România noastră, adevărată. Ăștia sunt copiii. Asta e drama mare. Da, bine, vreau să-ți spun câtă durere poate să fie. Mămica revoltată până la lacrimi. Beata de ea, neștiind că de fapt asta era realitatea. Dar lasă-mă să facem ei. Probabil notele erau suficient de mari încât ea nu și-a avut niciun semn de întrebare. Nu, am trecut-o spus așa. Mi-au fost notele la 7, 8 și 9. A fost mulțumită. Deci cu nota a acoperit foarte bine profesorul. Da. Dar acum, la un moment dat, profesorul n-a mai vrut să mintă. Da, corect. Da? N-a mai vrut să mintă pentru că el se gândește la următorul. În clasa 8. Nu știe ce se întâmplă în clasa 8, ajunge pe acolo și nu face nimic. Exact. Și atunci a zis, probabil că gândul s-o aduc la meditație. Păi. Probabil că gândul s-o aduc la meditație. Și a spus, nu te mai întreb decât dacă pui și mâna și înveți sau vii la mine la meditație. Ei, în condițiile așa, el mi-a spus, eu n-am posibilitatea să o duc la meditație. Acum ce fac eu, disperată? Ce fac eu? Așadar, m-am amintit chestia asta. Iată cum se ajunge dacă greșelile se strecoare. Și asta am vrut ceea să spun. Da? Dacă strecoare greșelile, ne trezim. E prea târziu. E prea târziu și nu mai putem. De aceea, trebuie să tratăm totul cu foarte multe răspundere. Forma aceea de modestie, dacă vrei să o spun cu toată convingerea. Pentru că anul trecut era la voi și în clasă, în grupul ăsta, era și un băiețel blond acela. Mie îmi plăcea foarte tare cu acela. Horia, da. Care era foarte modest. El nu s-a aruncat în datul răspunsului. Așa, și restul. Nu este la clasă în chimie? Nu, la clasa paralelă. Dar este foarte important să fii învățat de la, nu știu dacă se zis la lucrul ăsta. Mie mi-a plăcut chestia asta. Deci el... Ăștia zeni zi n-au. Nu mai ai început subiectul. Da. Mergem mai departe. Deci am făcut cel cu divizibilitatea. Bun. 6. Determinați numerele prime A și B. Mihaela, Cristina, mai dai voi un pic să mai fac, aveam în minte un subiect. Da? Ok. Și vreau să-l pun la fond. Deci, la 5 acolo, eu mai insist, să găsească mulțimea C acolo, să zic că a punctată, C egal cu toți acei X naturale. Pentru care, 3X plus 1 supra... Aveam și unul de la... Da? Asta nu îmi lăsă unul de la... Vreți să vă dau eu unul? 12 supra 2X plus 1. Se aparține lui el. 12 supra? 2x plus 1. Ei, nu, îl fac cu X sus. Nu. Vreau și cu X sus. Bun, haideți. Deci îl fac mai complicat. Mi-am găsit unul. Dar era sus 12. Da. Și jos 2x plus 1. Ei, acela merge, că l-am făcut de 12, divizorul lui 12. Da. Dar acum 3x plus 1 supra 5x minus 2 să fie numai natural. Nu, asta cu două necunoscute. Știu că socială nu mi-am ducat. Hai, vorbim ușor. Hai să încercăm. Plecăm de aici. Ce înseamnă să fie numai natural? Se poartă, exact. Deci, asta spune. 3x plus 1 supra 5x minus 2 este număr natural. Dacă și numai dacă, se împarte exact. Adică ăsta de jos, să-l divide pe de sus, nu? Da. Să fie un divizor. Da. Dacă și mai dacă 5x minus 2 îl divide pe... Divide pe 3x plus 1. Așa, 3x plus 1. Și 5x minus 2 se divide și pe el însuși. Așa!
Pe de altă parte, 5x minus 2 îl divide pe 5x minus 2 pe el însuși îl divide, da? 5x minus 2. Și acum o să scriem că 5x minus 2 divide. Așa, de aici vedem că 5x minus 2 divide. 3x plus 1. 5x minus 2 divide pe 3x minus 3x plus 1. Înmulțit cu număr A. Număr A. Plus. Plus 5x minus 2. Înmulțit cu număr B. Plus sau minus, cum vrei tu, cum îți place ție. Hai să luăm cu minus, o să luăm noi, da? Plus sau minus, da? Da. Bun. Oricare ar fi A și B. Oricare ar fi A și B numere întregi, da? Niște numere întregi. Naturale, pentru tine, deocamdată. Ei, dacă oricare, tu acum o să pui pe A și pe B așa fel încât să scapi X. Prin scăderea asta. Păi B-ul va fi 3 și A-ul va fi 5. Corect. Deci B-ul o să-l pui 3, îți place ții 3 ori 5, 15 și A o să fie 5, adică coeficientul din partea cealaltă. Și va veni 5x minus 2. 5x minus 2. Divide. O să se simplific direct. O să fie 15x. 15x. Plus 5. Plus 5. Minus. Da. 15x. Da. Minus 3. Plus. Plus 3 ori 2. 3 ori 2. Adică plus 6. Plus 6. Aici aplicăm în rețeta. Da. Minus toată asta și minus minus la înmulțire face plus acolo. O să învățăm. Am zis cu minus plus. Așa. Okay. Și acum? 15x cu 15 se reduc. Și este echivalent cu aș spune că 5x minus 2. Minus 2, nu conteză, se divide pe 5 min. 5 cu 6? 5 cu 6, 11. Adică un divizor al 11. Da. E de parte, aș spune echivalentul, 5x minus 2 aparține mulțimii divizorilor lui? 11. Divizorul 11. Și 11 ar divizor pe 1 și pe 11. Deci egal cu 1 și cu 11. Și atunci începem. 5x minus 2. 5x. Minus 2 egal cu 1, când rostă că 5x egal cu 3 și nu este imposibil. X egal cu 3 pe 5, pe 5. Care e număr natural. 4. Apoi, 5x minus 2. Nu e număr natural. Nu e număr natural, foarte bine, dar nu este număr natural. 5x minus 2 egal cu 11 egal cu 5x egal cu 13. Unde rezultă că x egal cu 13 pe 5 și nu aparține numărul. 13 pe 5 și nu aparține numărul natural. Deci am găsit vreun x cu pretenția mea? Nu. Deci ce să spune? Egal cu mulțimea vizită. Terminat problema. Hai să vedem. Foarte tare. Ai fost pe față. Ți-am mintit. Deci, vezi, trebuie să îndrăsnești, trebuie să cerci. Că dacă te zici nu mi-am amintesc, ai părăsit de ești tu, dar spui, stai mă, clipă, hai să încerc eu. Și ce înseamnă? Vezi că eu te-am agățat repede. Te-am agățat cum? Am zis, nu te depărta de problemă. Și zic, ce înseamnă că e număr natural? Păi ăsta de jos trebuie să divide pe el ăla de sus. Și de-aia ai spus. Da. Și el se divide pe el însuși. Și de acolo... Și ți-a amintit. Când 5x minus 2 divide... Combinația dintre cele două. 3x plus 1 oriceva, 5x plus 2 oriceva, plus sau minus, depinde. A-ul și B-ul cum vreau eu, ca să mă ajute cel mai mult. Așa. Fie pe placul meu. Și de acolo X-ul scă, terminăm și vine... Vezi, mă? Foarte tare. Foarte tare. Merită să stai și te uiți așa cu bucurie spre ideea asta. Da. Bă, ești bun, reușesc. Ce trebuie să înțeleg eu? Că nu mă dau bătut. Dacă la prima vedere nu mi-amintesc, nu-i nimic. Sformulesc acolo într-un colțișor al minții mele. Că trebuie să găsesc o idee. Să știi că la olimpiade trebuie să înțelegi un lucru. Niciodată un profesor nu s-a luat locul elevului său la național. Ține nimic, niciodată. Niciodată. De ce? N-ar face. Eu te întreb, cum să-l facă? El e profesorul acestui care l-a dus la olimpiadă și nu poate să facă. Da, pentru că l-a depășit între timp. Da.
De ce? Că profesorul, când vede subiectul, subiectele acolo sunt unici. N-au mai fost, nu sunt în literatura de specialitate. Deci nu au fost făcute vreodată modelele acela. A fost o creație făcută a profesorilor respectivi, care n-a mai fost publicată niciodată. Și toate subiectele acestea sunt nefăcute vreodată undeva. Dacă sunt creații și neîntâlnite vreodată. Libere, da? Și atunci, profesorul care are ca obișnuit, are multe exemple în spate, el va căuta să-ți lege de un model din urmă. Nici un model din urmă nu merge. Și atunci el intră în bălării. Deci pe orice idee încearcă, nu mai. Elevul care știe că acele sunt noutăți și el a avut curaj de foarte multe ori să facă chestiuni de acelea, el, elevul, se va duce și pe șmecherii. Zicea, trebuie să-mi vină o idee. Trebuie să vină o idee. La informatică, la faza județeană, mi-a fost cu genele meu, el mă depășise foarte mult pe mine, adică eram copilul mic eu. El mi-a insistat, era în clasa 12, doar domnul Ginte. Vreau să mergem și la faza județeană, la informatică. Fusesem la matematică, acum mă duceam mai pe el la informatică. Eu am predat și matematică și informatică. Și atunci, i-am zis, bine, mergem, Adi, merge. Și o intrat acolo în sală, eu am plecat pe stradă să mă plimb, nu aveam nicio treabă, chiar îmi convenea ideea. Știți de ce? Pentru că știam că eu sunt mai slab decât el și zic, ce face el treaba lui? Nu-ți fac pe acolo. Și atunci, când am mai venit așa și întreb cei care erau acolo profesorii lui, îmi spune, domnule, ce să-ți spunem? Și asta face tot. Nu avem ce întrebare să-i punem. Tot ce am făcut, tot ce am pus ca întrebări, am făcut tot. Așa că zice, l-a scris după scris, el avea din 20 de puncte 17 și după aceea urma unul de la Bacovia cu 7 puncte. Deci o fare imensă. Și s-a calificat la națională, dublu calificare, și matematică și informatică. Da, am două de la calificare. E, ce vreau să spun? Vreau să spun că l-am întrebat când a ieșit așa, băi, cum ai făcut problema aceea? Domnul Sinte, și mi-a venit o idee de la matematică, atenție, de la matematică, și am aranjat-o acolo, am găsit algoritmul problemei acelea și am pus-o și am făcut-o. Da. Așadar, acum el, când acolo angajează, așa, caut oameni de aceștia care are un proiect acum imens, îl conduce, la Microsoft sau fiind șef de proiect acolo, angajează și spuneți, caut oameni cărora le merge microprocesorul. Nu mă interesează aceia care știu informatică, ca cei să se învață acolo, dar care au idei. Care au idei, care au inițiativă. În genul ăsta, zici, cum, și atunci mi-a spus, cum ne-ați învățat la matematică, ca să îndrăznim să căutăm idei, asta fac eu. Și acum, am vrut să spun, aici m-am legat de chestia asta, că ai avut ezitare, da, spus. Da, te-ai zis, ah, nu amintesc, nu, asta nu vreau să mi-o dați. Eu pe asta nu vroiam. Și pe asta nu vreau. Dar acum... Să aduce bem, aceea, problema care nu ți-era ție la inimă, da? Da. Dar nu înțelesese și acum... Ba da, mă înțelesese, dar nu mi-a aduce aminte cum... Acum nu era încrezător în proprietarii forții. Da, dragule, asta e matematica și cu asta noi, de aceea facem lucruri deosebite. Să știi că asta îți pare că e o lecție formidabilă. Că noi ne permite să ne plimbăm cu legătură cu subiectul acela. Da? Fac mai multe decât subiectul și mai. Nu cantitate, da. Nu care e și ceva, ci felul în care dezvolt va fi foarte important. 6. Determinați numerele prime A și B știind că 2A plus B egal cu 36. Deci A și B sunt prime. Cum prime? Deci determinați numerele prime A și B. Nu prime între ele. Nu prime atâta. Prime. Determinați numerele prime A și B. Prime între ele. Dacă sunt prime, sunt și prime între ele. Dar dacă sunt prime între ele, mai sunt prime? Da. Eu îți dau exemplu de două numere care nu sunt... Sunt prime între ele, dar nu sunt prime. Sunt prime. Păi alea compuse și alea care... Unul compus și unul care nu e prim. Păi vezi?
Păi da, dar spune numele prime. Da, deci am pus întrebarea. Dacă sunt prime, sunt și între ele. Dar depinde. Dacă sunt între ele, mai sunt individualate? Depinde. Da, depinde. Dacă ai compus, nu mai sunt, sunt prime între ele, dar nu sunt amândouă prime. Dacă amândouă... Deci ai zis foarte bine, depinde. Deci nu totdeauna. Nu totdeauna. Nu totdeauna. Ai zis foarte bine, da? Și avem exemplu. Aici le socotim numele prime. Prime, da. Deci A și B, A, B, prime. Prime. Te rog să-ți dai exemplu de numele prime, fiindcă acum ne-am dat drumul la chestia. Să vedem, să înțelegi. 2, 3, 5, 3, 7, 11, 13, și așa mai departe. Da. Știm. Care n-au divizat decât pe unul și pe el însuși. Da. Bun. Știind că 2A plus B egal cu 36. 2A plus B egal cu 36. Cine sunt cele? Cine e A? Și cine e B? Și cine e B? Păi sunt mai multe variante care putem să le facem. Sigur că da. Toate perechile de numere prime în care se satisfacă relația asta. Păi, știm că 2A poate fi... Nu știu, sunt pe variante. Adică. A egal cu 2, B egal cu 3. Nu merge. Așa. Putem să începem de la 11. A egal cu 2 și B egal cu 13. Și va veni 22 plus 13. Depășește. Faci da. 22 plus 13? Nu, nu depășește. 36. 35, da. Da. Trebuie să fie 2, 3, 6. Avem multe cercări? Nu cred. Nu cred că sunt așa de multe. Nu sunt așa de multe. K egal cu 13. 13 cu 26. Nu e bun. Cu orice... Așa... Pare că au nu cel mult la cât îți poate duce. Sunt foarte ziliste. Așa, trebuie să fiu rezolvat deșteaptă. Dar tu acum ești în etapa de tatonar și eu te sprijin pe tine inițiativa ta. Deci eu observ că nu sunt împotriva ideilor. Să încercăm. Nu știu dacă le găsim pe toate atunci, mai avem slăbiciuni, da. Dar măcar să încercăm ceva. Au cât poate să fie cel mai mult? La cât poate să ridice au? Doi ori cât se aproape de 13? Păi 2 ori 13 de 26, 2 ori 17, 34, cam 17. 17, da? Da. Deci ar trebui să fie mai mic, egal decât 17. Asta e o observație. Deci observație, A mai mic egal decât 17. A egal cu 17. Și mergem o dată. A egal cu 17. Și B egal cu 2. Nu. Și te duci și înlocuiești pe 17 și vezi și B îți dă. 2. Nu știu cât îți dă. Și vine 2 ori. 2 ori 17 plus B1 egal cu 36. Și vine 34 plus B. Egal cu 36. 36, scădem în 34 și B egal cu 2. B egal cu 2. Bun? Bun. 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 Iată prima pereche. Ce treabă deșteaptă. B-ul 2 e prim, da? Altul. A egal cu? Altul mai... De acum mergem înapoi la 17. 13. 13. Atunci... 2 ori 13. 2 ori 13 plus B da. Egal cu 36. Da. 26. 26 plus B egal cu 36. Scad 26. Da. Și B egal cu 10. 10. Este prim? Nu. 10, deci 10 egal cu 2 ori 5. Are divizor. Da. Proprii. Deci... Nu-i bun. Pare rău. Nu-i bună soluția asta. A, altă variantă a lua. A egal cu 11. 11, vezi? Mergem înapoi. 11. Și vine 2 ori. 11 plus B egal da. Cu 36. Da.
22 plus B egal cu 36, scădem 22. B egal cu 14. B egal cu 14. 14. Da? Și 14 egal cu 2 ori 7? Egal cu 10. Nu-i bun. A egal cu următorul înapoi? Cu 7. 7. Vine 2 ori 7. Da. 2 ori 7, da. Plus B. Egal cu 36. Da, ce e ce am însemnat. 14 plus B. Egal cu 36, scădem în 14. Da. B egal cu 22. 22, care face 2 ori 11. 2 ori 11. Și îmi pare rău, nici asta nu place. Păi, nu știu, aș observa că singurul număr care ar mai merge... Hai să ne ducem, că dacă ne-am construit ideea asta că A trebuie să fie mai mică la 17 și ne-am sunat apoi, A egal... A egal cu 5. 5. 2 ori 5 plus B egal cu 36. Adică? 10 plus B egal cu 36, B egal cu 26. Nu este greșit. 26 care face 2 ori 13, da? Da. Și nu trebuia să întâlnești. A egal cu 3. Da. Unde rezultă că 2 ori 3 plus B egal cu 36. Da. Și 6 plus B egal cu 30. B egal cu 30. Și 30 să scriem ca 15 ori. Deci ea mai bun. 15? 15 ori 2. Și ea mai bun. A egal cu 2. Unde rezultă că 2 da. Ori 2. Deci A egal cu 2. Da. Unde rezultă că 2 ori 2 plus B este egal cu 36. Adică? 4 plus B egal cu 36 minus 4. B egal cu 32. Și 32 putem scrie ca 2 la 2 ori 2 la 3. 2 la 2 ori 2 la 3. E foarte aia de zor. Ei, dragule, am găsit singura soluție, singura soluție, A egal cu 17 și B egal cu 2. Am dat. Și doar așa? O secundă. Foarte bine că ai întrebat. Sigur, că întrebarea asta și-o putea pune și el și-o putea adiția ca de rezolvare. Da, adică e mult. Și din cap, dacă făcea repede, da. Ești ăsta pare a fi interesant față de modelul de până acum. Începe să fie găsiciul mai frumos, sau un mai frumos. În fața lui, dacă altceva nu-ți vine nu-ți în minte, vine, este excelent ideea. Da, oricum găsești. Dar observația făcută ca A mai mică ca A decât 17, este esențială. Da. Eu nu ți-am zis să ne ducem pe B, că B putea să urci până la 36. Am zis la 2 ori A. Da. Pentru că A o se mulțea cu cineva și mă întrebam cu cât, până unde se apropie de 36. Vezi? Deci aici este acolo. Esențial. Că nu după B am făcut controlul. Pa. Când după B mă duceam, B-ul cât pot, toate numele prime până la 30, care era foarte aproape de 36 număr prim. 31, 31 cred. 31, da. 31 este număr prim. Da, da. Și atunci B urca până la 31 și până la 31 aveam toate numele prime până la 31. Aveam mult mai multe cazuri. Și atunci, ideea a fost să mă duc după A, care ducea numai până unde am văzut.